Anul acesta, afinul Elizabeth, care este un soi de afin târziu, a produs câteva fructe. Se vede că ele încep să se coacă. Din momentul în care se albăstresc, mai au nevoie cel puțin de 10 zile, dacă nu 2 săptămâni, pentru a dezvolta dulceața și aroma optimă. Ele abia încep să se coacă, după cum spuneam, Elizabeth este un soi târziu care se coace până prin septembrie. Recolta e relativ ok. În alți ani aș fi spus că e o recoltă slăbuță, dar anul acesta sunt foarte încântată de faptul că există această recoltă, pentru că anul trecut nu știu ce au avut afinii noștri, dar toți, cu o singură excepție, au fost cât pe ce să moară. Se vede vecinul. Vecinul este soiul Brigita. Era așa de mare, umplea această căriță de 90 de litri și a mai rămas doar acest plăstar. Și el, săracul, nici el nu arată prea bine. Oricum, și-a mai revenit față de anul trecut. De aceea sunt cu atât mai încântată de faptul că afinul Elizabeth, în aceste condiții neprielnice, a reușit totuși să scoată o recoltă, chiar dacă mai modestă, mult mai modestă decât de obicei. Doamne ajută!